De asemenea, două mesaje apropo de acordurile semnate recent, 200 de milioane de euro de la Banca Mondială pentru educație. Vreau să folosim toți banii pe care avem, să lansăm programele europene, pentru că avem nevoie de bani în educație și în sănătate. Și vreau să-mi exprim profundul regret și, evident, supărarea când am văzut ce s-a întâmplat la Curtea de Argeș. Înțeleg, domnul ministru, că măsuri de sancțiuni s-au luat. Important este însă să asigurăm și condiții, dar să avem și responsabilitatea atunci când se greșește. Nu știu, nu mă pot pronunța, nu știu ce s-a întâmplat și nu... V-am văzut doar că e o tragedie. Și când e o tragedie, nu cred că putem să trecem peste ea fără să tragem niște concluzii, să încercăm să evităm pentru viitor acest lucru.